Nu e bine. Ieșirea s-a prăbușit. Oh, shit! Face asta dura mine. Ioi, de capul meu ce mă duc. Primolează. Uși, te repară de cuzor. Nu funcționează. Ce? Cred că aceste butoane extraterestre secrete servesc la calibrarea tunului. Cu ele putem... Aha! Mă, are logică ce... La revedere! O pulbere fină! O pulbere fină! O pulbere fină! La revedere! Ai nimerit! Ei bine, încă la revedere, o pulbere fină. La revedere, la revedere. O pulbere fină. Ei bine, încă o dată. Ai nimerit, o pulbere fină. Ei bine, încă o dată. De la început, ai nimerit. La revedere, ei bine, încă ai nimerit. O pulbere fină. O pulbere fină. La revedere. O pulbere fină. Pulbere fină. La revedere. O pulbere. Ura! Drumul e liber. Yes. Adevărul este că așa este. Iar tu, tu, îți arăt, nu mai pot, nu mai rezist. De lasă-mă în pace. De ce trebuie să stau în spatele găinii întotdeauna eu? Nu văd nimic cu ochii ăștia. A, ăștia cred că-s pirații. Qua, qua, eh, qua. Deschide-te odată. Eu super. Te vin. Trezit. Încăpățânaților. De butoaie. Deschide-te odată. Bine acum. Spune tu. De ce trebuie să stau în spatele găinii întotdeauna eu? Eu super. Deschide-te odată. De butoaie, încăpățânaților, trezit. Ce dracu trebuie să fac? Nu vine spune să tu. Cred, iar tu? Nu mai pot, nu mai rezist. Spune. Unde ai și coboară, fram?
Ok. Și cum ajung la comoară? Iar tu? Tu? Îți arăt eu! Căpătinaților! Deschide-te odată! Du-te! Deschide-te odată! Nu mai pot! Deschide-te odată! Nu mai rezist! Te vin! Deschide-te odată! Pe butoaie! Rezist! Căpătinaților! Căpătinaților! Ai văzut poate pe undeva pe aici niște grăunțe? Găina mănâncă grăunțe, nu-i așa? Ce zi frumoasă avem, de 100 de ori! Bă, așa este, frate, foarte frumos. Lasă-mă în pace! Spune tu! Coc! Nu văd nimic cu ochii ăștia! Deschide-te odată! Pe un super! Sticla 272, ahoe, stop! Sunt capitanul Vântură Ape, stop! De 3 săptămâni supraviețuiesc pe vasul naufragiat care transportă o încărcătură de sticle, hărți și cerneală simpatică, stop! Indiferent ce se va întâmpla cu mine, comoara trebuie să ajungă cât mai repede la casa oului singuratic, stop! Anexez harta, stop! Te rog, recuperează comoara! Băi, dau, le dau harta! De ce trebuie să stau? Ai văzut poate pe undeva pe aici niște grăunțe? Devin! Găina mănâncă grăunțe, nu-i așa? Deschide-te odată! Căpătinaților! Căpătinaților! Trezit! Pe butoaie! Trezit! Trezit! Deschide-te odată! Căpătinaților! Trezit! Nu vine să cred! Deschide-te odată! Căpătinaților! Butoaie! Te vin! Comoara piraților. Ai văzut poate pe undeva pe aici niște grăunțe? Nu mai pot! Deschide-te! Nu mai rezist! Rezist! Comoara piraților. Comoara piraților. Comoara piraților. Dar nu-mi dau seama. Ce zi frumoasă avem, de 100 de ori! Ai văzut poate pe undeva pe aici niște grăunțe? Găina mănâncă grăunțe, nu-i așa? Pe un super! Sticla 272, ahoe, stop! Sunt capitanul Vântură Ape, stop! De 3 săptămâni supraviețuiesc pe vasul naufragiat care transportă o încărcătură de sticle, hărți și cerneală simpatică, stop! Indiferent ce se va întâmpla cu mine, comoara trebuie să ajungă cât mai repede la casa oului singuratic, stop! Anexez harta, stop! Te rog, recuperează comoara și apoi ia legătura cu echipajul meu curajos, stop! Ei te vor ajuta, stop! Sunt băieți foarte buni, deși își cam fac de cap fără capitanul lor. Stop! Ajunge! Înțeles. Nu! Din... Lasă-mă în pace! Nu mai pot! Nu mai rezist! Deschide-te odată! Pe un super! Pe un super! Căpătinaților! Trezit! Nu văd... Coc, coc, din nou, coc! Ce puii mei oare trebuie să fac acum? Dragilor, uite, aici cred că o să mor. Deci ai 2, 4, 6... 7, 8 chestii ce poți să le faci. Să mă bată tata.
Vezi? Pe butoaie, nanților! Pe butoaie! Vezi? Încăpățânaților! Deschideți odată! Pe butoaie! Vezi? Pe o supă! Încăpățânaților! Deschideți o supă! Pe butoaie! Vezi? Te vin! Încăpățânaților! Deschideți odată! Pe o supă! Te vin! Pe butoaie! Deschideți odată! Încăpățânaților! Deschideți odată! Pe o supă! Pe butoaie! Te vin! Vezi! Pe o supă! Pe butoaie! Încăpățânaților! Deschideți odată! Pe o supă! Pe butoaie! Te vin! Vezi? Te vin! Pe butoaie! Încăpățânaților! Deschideți odată! Pe o supă! Vezi? Încăpățânaților! Deschideți o supă! Pe butoaie! Te vin! Vezi? Încăpățânaților! Dracu, trebuie să faci propoziția! Nu-mi dau seama. Asta a fost. Din nou tu? Bă, fra, iară tu. Ăla-i. Îl doare pe ăsta în banană. Gata, comoara e a noastră. A noastră, ura, numai a noastră. Deși, nu, comoara e a piraților și trebuie dusă la casa oului singuratic. Din păcate, da. Noi, parcă. Ei bine, acum avem comoara. Dar cum putem să-i găsim pe pirați? Dacă ar fi să ne luăm după capitanul Vântură Ape, pirații sunt băieți buni. Bunicule ochi de soi, trezește-te pentru Dumnezeu. Luați-l voi, șoareci. Haha, te-ai prevas cu el! În curând va spune totul! Stop! Cineva a luat comoara? Ei, întoarceți-vă, pațachinelor! Nu eu! Ei, și ce facem cu această comoară? Parcă avea capitanul o idee! Oliu! Ah, dacă locțiitorul capitanului ar fi putut citi ce a scris acesta pe hartă... Ce era un semn de o prostie. Qua. Ce putem să-i facem noi la ăla? Deci fără țigări.
unde avem singuri. A, uite, și-ala face așa, când latră, când ele. Rex-ul când latri, e gata, tati. Da, țaca. Așa nebunia. Ceapă nebunia din Italia. Oară băiatul lui Cristi. Asta în gaură în el. Dacă asta nu mai are nicio șansă. Nu mai are nicio șansă. Ei, domnule Matelot. L-am lătrat, gata, tati. Câinele trebuie să ne aducă comoara? Oh, și noi care ne-am purtat urât cu el. Păi nu vă trebuie neapărat să le liberăm și să-i cerem iertare. Așa. Domnule Rexio, aș vrea să cer scuze în mod oficial în numele tuturor celor adunați aici pentru această neînțelegere cu comoara. Totodată aș dori să vă informez că vom pleca imediat să-l salvăm pe al nostru, să nu ne temem să spunem capitan iubit vântură ape. Și apoi vom înota direct spre casa oului singurat. Bravo! Din banii obținuți din vânzarea comorii noastre, numismaților, am hotărât să înființăm un incubator. Așa cum voia să facă și capitanul vântură ape. Ahoi, la revedere! Cine știe unde ne vor mai purta valurile mării? Dați un în palmieri! Și iată, viteazul Rexio a recuperat comoara piraților și a ajutat la căutarea capitanului vântură ape, care se pierduse. Toți s-au bucurat foarte mult. Pirații l-au găsit pe capitan. Ioane! Capitane! Salutule, șoim! Mai trăiești încă? Și voi, curajoșani! Oh, capitane! Capitanul și-a realizat în sfârșit visul și a dus comoara la casa oului singurat. Găinile s-au bucurat chiar mai mult decât capitanul, deoarece pirații au plecat în not în lume și se pare că nu se vor mai întoarce foarte curând. Rexio s-a bucurat de barca nou-nouță primită cadou de la găini și că astfel a putut să se întoarcă acasă. Și Cârtița a înnebunit de bucurie, pentru că de când a fost găsită comoara, nimeni nu i-a mai deschis acoperișul în momente neașteptate. Totul s-a terminat cu bine. Dacă... Aoleo! Ce le-a nimerit pe găini? Cine este diabolicul broscoi? De ce miroase urât oul cosmic? Veți afla răspunsul în următoarea poveste a aventurierului Rexio. Ce tare! O să fie Rexo și Ozeneo, o să fie următorul. Abia aștept. Să cred. Iar tu? Mi, 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 mi.